Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi și frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Pierdere și transformare. Cum facem față sau cum gestionăm momentele dificile din viața noastră? Pandemia, dacă ar fi să ne referim la contextul actual, a însemnat pierderi pe foarte multe planuri pentru foarte mulți oameni. Am pierdut conectarea, am pierdut modul anterior de relaționare cu semenii noștri, am pierdut chiar și persoane dragi. Fie că vorbim despre lipsa acută de socializare sau a contactului fizic, pierderea intimității în viața de cuplu, o boală sau un accident, o despărțire sau un divorț, pierderea jobului, a statutului socioprofesional, iată, prin intermediul restricțiilor sociale, pierderea bucuriei călătoriilor și a vacanțelor sau, până la urma, al unui mod de viață activ, travaliul de doliu are un rol esențial în transformarea noastră și regăsirea sensului vieții. Astăzi, alături de noi, este Sorina Petrică, psiholog clinician, psihoterapeut, și mulțumim foarte mult pentru că a onorat invitația noastră de a vorbi despre un subiect atât de important, aș spune eu, în contextul actual, atât de multe crize care au venit peste noi, începând de la cea medico-sanitară până, eu știu, cele de ordin financiar, material, dar de ce nu vorbim și despre o criză existențială și despre o criză în ceea ce privește pierderea și apoi regăsirea sensului vieții. Pentru că, bineînțeles, noi vorbim despre pierdere, dar vorbim și despre ce rămâne în locul acestei pierderi. Orice pierdere s-ar putea să fie o lecție de viață, să fie poate chiar o oportunitate foarte bună pentru anumite schimbări în viața noastră. Schimbări la care, bineînțeles, că nu ne-am gândit, dar iată, am fost nevoiți să ne supunem acestor schimbări. Și începem discuția noastră de la o carte foarte dragă nouă și, de asemenea, un autor foarte drag. Este vorba despre Gabor Mate, Prizonieri în lumea dependenței, pe tărâmul fantomelor înfometate. Și aș începe discuția noastră de la, să spunem, de la stabilirea unui cadru general. Iată, cum spuneam la începutul materialului, cât de multe pierderi în această perioadă, cel puțin de un an de zile încoace. Sunt convins că și rata suicidului a crescut și sunt studii în acest sens. Probabil că și rata divorțurilor a crescut, fiind nevoiți cumva să stăm foarte multe ore să le petrecem cu partenerul de cuplu, și pentru foarte mulți asta a însemnat o provocare foarte mare. Cum vedem pierderea în această perioadă și ce lăsăm în locul ei referitor la transformare, ca apoi să discutăm despre adicții și despre comportamente de dependență în urma pierderilor pe care noi le-am suferit de-a lungul vieții? Contextul de față ne-a adus cumva în contact cu pierderea, pentru că, de fapt, pierderea face parte din viața noastră de zi cu zi, mai mult decât credem noi. Doar pentru că au fost foarte multe lucruri pe care le-am pierdut într-un timp foarte scurt, într-un fel am fost obligați să ne oprim și să ne aplecăm asupra acestui subiect un pic mai mult decât altă dată, când eram așa într-un vârtej al vieții de zi cu zi. Mi se pare important cumva să descriem pierderea ca un element cumva esențial al vieții noastre. De fapt, contextul de pierdere este ceva ce ne leagă foarte profund de un lucru foarte intim al nostru ca oameni. Avem în noi toate resursele necesare să facem față pierderii. Orice zi care trece, orice apus, de fapt, înseamnă o pierdere. Am pierdut o zi. Dincolo de pierderile majore, care înseamnă, nu știu, pierderea cuiva drag sau pierderea unui statutului sau pierderea unui rol profesional sau
Sunt foarte multe contexte de pierdere în viața noastră de zi cu zi pe care nu le conștientizăm sau cărora nu le dăm atenția cuvenită. Am citit o chestie foarte interesantă anul ăsta apropo de pierdere și e ceva ce aș vrea să împărtășesc cu voi. Apropo de ipostaza asta în care ne referim la pierdere ca la un eveniment natural și firesc din viața noastră, nu ca la o problemă care trebuie rezolvată, pentru că în realitate nu e o problemă care trebuie rezolvată, ci este ceva cu care avem nevoie să ne întâlnim și pe care avem nevoie să îl gestionăm, astfel încât, precum omida care stă într-o crisalidă și își urmează procesul de transformare, la capătul acestui proces de doliu, întotdeauna ne așteaptă o parte din noi care va fi foarte diferită față de momentul în care am intrat în procesul de doliu. Se spune că iubirea și pierderea sunt strâns legate unele de altele, una de alta, și că sunt țesute de la început împreună, pentru că orice lucru pe care îl iubim o să-l pierdem la un moment dat și orice lucru pe care l-am iubit ne amintește de ceea ce am pierdut. Și uneori, simplu fapt că ne întâlnim cu situația de pierdere, că reflectăm la lucru pe care, sau lucrurile pe care le-am iubit foarte tare, e transformativ în sine, pentru că ne ajută cumva să căutăm în noi resurse și să înțelegem cumva ce dă sens vieții noastre, ce face sau ce face ca viața noastră să merite trăită în continuare, chiar dacă am pierdut anumite lucruri. Deci pur și simplu ne schimbă un pic perspectiva asupra noastră și asupra vieții noastre. E adevărat că când sunt multe pierderi, într-un timp foarte scurt, sistemul poate fi cu ușurință blocat. Și aici sunt mai multe aspecte. Pe de o parte, cu cât pierderile apar instantaneu, apar fără o pregătire prealabilă, cu atât cumva sistemul se blochează, pentru că există o tendință naturală în noi să ne protejăm și poate să putem cumva să trăim ceea ce noi psihologii numim stradul de șoc și de negare. Este momentul în care pur și simplu acționăm sau ne comportăm ca și cum lucrul ăla nu s-a întâmplat, nu acceptăm pierderea. Pe de altă parte, la un moment dat, când nu mai putem nega, putem intra în alte stadii ale doliului, care înseamnă de fapt să avem tot felul de emoții, fie de anxietate, fie de furie. Ulterior, poate să apară inclusiv vinovăția. Da? Cumva sentimentul ăsta că e ceva ce n-am făcut sau am făcut prea puțin sau n-am făcut prea mult. Ca ulterior, și aici este partea de transformare, când pierderea este acceptată și propriu zis ieșim din stadiul ăsta, din procesul doliului, îmbogățiți cu o nouă poftă de viață și cu un nou sens pentru ceea ce trăim. Deci discuția despre pierdere este o discuție foarte amplă. Ideea este cumva cum putem face astfel încât tot procesul ăsta de doliu să conducă cumva la o creștere ulterioară, să nu rămânem blocați în suferință, pentru că noi ca societate avem o mare problemă. Avem fobie de durere. Fugim cumva de ceea ce aduce în viața noastră pierderea, și anume tristețea. Avem o preocupare foarte mare pentru partea asta de a ne simți bine, de progres emoțional. Și deseori când ne întâlnim cu suferința, cu durerea care apare în pierdere, avem senzația că e ceva greșit cu noi, că nu putem trece peste, că nu putem rezolva lucrurile. Acest mod de a privi lucrurile este problematic în sine, pentru că, știți, nu doliu sau nu durerea care apare ca urmare a pierderii este problematică, este ceva ce face parte din condiția umană, ci problematic este modul în care trecem prin ea. Dacă nu ne dăm timpul necesar să putem să digerăm și dacă ne izolăm
și pur și simplu nu împărtășim cu alții durerea asta, nu o trăim împreună cu alții, atunci doliu poate deveni problematic și atunci propriu zis se poate ajunge la ceea ce Gabor Mate numea acea soluție emoțională care este dependența și prin care de fapt noi ne anesteziem suferința în loc să trecem prin ea și să putem să ieșim la suprafață fluturaș, da? Atunci când procesul de doliu se termină. Așa cum spuneam, societatea în care noi trăim este o societate în care nu există o educație în sensul ăsta. Bunicii noștri aveau o atitudine mult mai sănătoasă față de moarte și față de pierdere. Erau mult mai pregătiți și cumva priveau viața și moartea ca pe niște certitudini, că sunt singurele certitudini din viața noastră, faptul că ne naștem și faptul că într-o zi o să murim. La noi, copiii, în societatea noastră și noi la rândul nostru, am fost educați cumva să nu suferim, să nu intrăm în contact cu tristețea. Deci, pur și simplu, prin modul în care am fost educați, nu am învățat cum să trecem prin tristețe într-o manieră sănătoasă. Mai degrabă, toate strategiile din mica copilărie în care protejăm copilul, nu le expunem la anumite contexte de pierdere, nu vorbim despre asta, sunt de fapt strategii prin care ei vor ajunge niște adulți care la rândul lor vor fugi de durere, pentru că nu vor ști cum să o gestioneze. Plus că după atâția ani de evitare și după atâția ani de trăit în bula în care mie nu mi se întâmplă, moartea nu există, pierderea nu există, când te întâlnești cu ea și o iei niște doze foarte mari, adică, mă rog, cu cât ai mai multe pierderi, cu atât intensitatea e mai mare, automat că sistemul colapsează și automat că nu ai niciun fel de abilitate de a naviga prin astfel de situații. Și atunci ce te așteaptă? Te așteaptă, de fapt, o strategie prin care încerci să îți anesteziezi durerea asta, în care încerci să fugi de ea, în care încerci să cumva să negi că ceea ce a fost în viața ta a fost important, pentru că tristețea e ca un fel de barometru. Ea vorbește, de fapt, despre cât de intense, cât de importante sunt lucrurile care le-am pierdut pentru noi. Cu cât sunt mai importante, cu atât tristețea e mai mare și doliul e mai profund. Iarăși un lucru care îmi place foarte tare, apropo de transformare, este aspectul ăsta legat de faptul că atunci când intri în doliu, pur și simplu suferința pe care o simți, durerea pe care o simți, te ia de la suprafața vieții, te bagă undeva în adâncimile tale, pentru că de-aia nu te mai poți concentra la cei în exterior, nu mai poți relaționa, adică e un fel de izolare cumva, naturală și firească, iar în acele străfunduri, toată această tristețe te transformă într-o manieră foarte alchimică aproape și îți dă posibilitatea să ieși afară la final cu mult mai multe resurse și cu un nou sens pentru a trăi. Da. Care ar fi legătura, să spunem, mă rog, ca o sinteză a ceea ce ai spus tu puțin mai devreme, legătura între traumele sau episoadele traumatice din copilărie, comportamentele adictive și pierdere. Și aici fac o foarte scurtă paranteză. Mă gândesc, tot ai pomenit mai devreme de societatea actuală, mă gândesc că oamenii, noi ca oameni, nu suntem învățați să pierdem. Tocmai pentru că este o societate extrem de competitivă, suntem învățați tot timpul să luptăm ca să obținem sau să deținem. Și atunci când există această competiție, cine este cel mai bun, tot timpul să câștigi, aproape că pierderea nu există. Iar în momentul în care ea apare, exact cum foarte, foarte bine ai spus tu, nu știm ce să facem cu ea, nu știm să o gestionăm. Pe noi pierderea cumva ne scoate dintr-o oarecare zonă de confort. Și cumva pierderea ne pune în situația, băi, ceva se schimbă în viața ta. Dacă până acum ai avut o relație
să spunem, de cuplu și ai spus, cum se spune, da, în biserică, până la, cum, nu mai știu exact cum este, până când moartea ne va despărți, da? Și toate cuplurile merg cu acest frumos, până la urmă e un mit, da, dar frumos, până când moartea ne va despărți, trecem peste toate. Ori pierderea partenerului prin deces, ori printr-o despărțire, printr-un divorț, pur și simplu ne dă peste cap, ne bulversează. Sau pierderea părintelui drag cu care noi am relaționat din momentul în care ne-am născut și suntem cumva nevoiți să trăim fără partenerul de cuplu de acum încolo sau fără părintele nostru drag. Și nu știm exact ce să facem, cum să gestionăm toată această situație și multe persoane ajung în zona dependențelor. Indiferent că vorbim de cele maligne sau de cele benigne, cum le clasifică Gabor Mate, dar ajungem la comportamente compulsive în ceea ce privește adicțiile. Deci sunt câteva aspecte importante apropo de gestionarea pierderii. Deci, pe de o parte, e foarte important cumva cum să ne relaționăm cu toată suferința asta pe care o presupune o pierdere. Am spus, cu cât ceea ce pierdem a fost mai important pentru noi, cu atât durerea e mai mare. Iar rolul doliului, tocmai ăsta este, fiind un proces care se desfășoară în etape, nu ajungi să accepți pierderea din start, ci ai nevoie de foarte mult timp să poți să digeri ce acolo, să poți să găsești un sens la viața ta sau să dai un sens la viața ta în absența a ceea ce ai pierdut. Da. Într-un fel e important să vedem cum sau să învățăm cum să ne relaționăm cu durerea asta într-un mod sănătos, astfel încât să nu ne colapseze. Pentru că uneori e foarte intens ceea ce simțim. Și toate mecanismele astea de a ne ține departe de suferință au și ele rolul lor. Spuneam că șocul și negarea apare, pentru că atunci când e prea mult, sistemul se autoprotejează și atunci e nevoie cumva să se distanțeze. Că e un fel de distanță emoțională, ca și cum se rupe conexiunea între ce gândesc, și intrăm și trăim mai mult în minte și rupem conexiunea cu corpul și cu emoțiile. Asta fiind un mecanism de apărare. E important cumva pentru fiecare să găsească relația și echilibru între unde să mă așez în fața acestei suferințe, astfel încât să nu fiu nici prea departe, nici prea deconectat de ceea ce simt, dar nici identificat cu durerea asta, cu suferința asta. Pentru că astea sunt cele două extreme. Da? Pentru că uneori să te bagi acolo înseamnă de fapt hăul ăla să te înghită, mai ales dacă sunt traume din copilărie, și o să revin la asta. Da? Multe experiențe de pierdere neprocesate, care de fiecare dată când apare un context similar de pierdere, multe din lucrurile noastre care au fost băgate sub preș pentru că n-am avut susținere, pentru că n-am avut context, pentru că într-un fel mediul în care am trăit a fost un mediu neprielnic procesării acelui tip de experiență emoțională. În context actual de pierdere poate să scoată acest munte uriaș de sentimente, da, de experiențe neprocesate și automat că copleșirea este foarte mare. Și atunci, propriu zis, pentru noi e foarte important să vedem cum putem să digerăm tot ce o adus la suprafață contextul de pierdere, astfel încât lucrul ăsta să nu ne îngroape. Și e important, apropo de asta, să avem niște instrumente sau niște resurse prin care să ne fortificăm psihica, să putem să ne apropiem de durerea asta. Deci asta înseamnă cumva să găsim o cale proprie prin care putem să exprimăm ce e acolo, fie prin desen, fie prin scris, fie prin a face lucruri cu mâinile, cu corpul, da? Pentru că cumva mare parte din experiența emoțională este stocată în corp. Uneori și rugăciunea ajută, meditația, fiecare are nevoie să vadă ce e potrivit pentru el, pentru că suntem oameni diferiți și propriu zis modalitatea noastră de vindecare
poate fi foarte diferită și uneori surprinzător că nici măcar nu ne gândim, da? Că ce nu mi se potrivește nouă s-ar putea să se potrivească altora și așa mai departe. Deci ăsta e un aspect, deci să găsim acea manieră de procesare care să fie potrivită pentru noi, prin care să dăm voce acestei suferințe. Și un alt lucru este să ne apropiem de durere din perspectiva de adult, nu din papucii de copil. Pentru că în momentul în care intrăm în acele zone rănite, da, din noi, deci regresăm, e foarte greu să mai vezi nuanțe. Și plus că sunt multe aspecte neprocesate care, îmbinate cu ceea ce trăiești în prezent, poate să dea sentimentul ăsta de copleșire, pentru că copilul are niște resurse, adultul are alte resurse. Revenind un pic la experiențele din trecut, e foarte important să avem în vedere, apropo și de competiție, că orice parte din noi care n-a cunoscut iubirea, care n-a fost acceptată în relație cu părinții noștri, pentru că a trebuit, ca să fim în siguranță, să fim într-un anumit fel, ca să fim acceptați, că n-am fost acceptați cu tot ceea ce suntem noi. La unii n-au fost acceptate emoțiile de furie, la alții emoțiile de tristețe, la alții, nu știu, partea asta de slăbiciune sau de neputință. Sau... Deci fiecare om, cumva, și mă rog, nu vreau să generalizez, unii dintre noi am fost acceptați într-o mai mare măsură, alții și cumva au trebuit să tăiem puțin din noi, alții au fost acceptați într-o mai mică măsură și atunci au decupat mai mult. Partea asta decupată, deci tot ce am lăsat în spate, nu e ca și cum ea nu mai există. Ea există în sistem, doar că e o parte exilată, e o parte pe care o asociem de fiecare dată cu acea parte din noi pe care nu dorim ca ceilalți să o vadă, de care ne-i rușine. Toate părțile astea exilate, care-s duse așa la marginea conștiinței, un fel de frați și surori proscriși, toate părțile astea care n-au cunoscut iubirea, toate părțile astea sunt blocate în doliu. Pentru că e un proces de pierdere acolo, care n-a fost procesat. Nu poți să jelești ceva ce nu a cunoscut și n-a primit eticheta de parte valoroasă. Da? Deci sunt foarte multe dolii blocate în noi care au legătură cu modul în care am fost crescuți, cu modul în care am fost acceptați, cu modul în care ni s-a permis să fim în relație cu cei care ne-au crescut. Pentru că pentru un copil, siguranța este cel mai important aspect. El nu poate trăi decât în relație. Pentru a avea această relație și sentimentul de siguranță, copilul face un târg și renunță la părți din el pentru a putea să fie în relație cu cei care ar trebui să-l crească. Pentru că, într-un fel, de la o vârstă mică, observăm când e mama în relație cu mine, când e tatăl în relație cu mine, care sunt lucrurile care îi fac oamenii ăștia să fie prezenți în relația cu mine. Când nevoile mele sunt satisfăcute, când sunt într-un anumit fel, când ei dispar, când sunt așa. Deci când sunt așa, asta este o parte rea și e o parte care este exilată. Asta, în cuvinte foarte simple și foarte minimalist, descris modul ăsta în care acceptăm și cumva le arătăm lumii anumite părți din noi și le ascundem pe altele. Părțile ascunse sunt acele părți care rămân blocate în doliu, da? Pentru că, într-un fel, ele n-au fost acceptate. Ce n-au fost acceptat de cei care m-au crescut sunt lucruri pe care nici eu, ca adult, nu le accept la mine. Și o situație de doliu din prezent poate să scoată la suprafață toate aceste dolii care vin din istoria noastră de viață și dolii care nu au fost procesate, care nu au fost lucrate. Da? În momentul în care un om se întâlnește printr-o experiență din prezent cu multe lucruri din viața lui,
care apar pentru că n-au fost lucrate, procesate, sentimentul de copleșire poate fi foarte, foarte mare. Și atunci e o copleșire amestecată cu neputință. Da? Și ăsta poate fi un moment în care un om se identifică cu toată suferința lui. Și atunci întrebarea pentru un astfel de om este: ce soluție am la îndemână? Ce pot eu să fac cu tot acest munte de suferință care m-a copleșit? Ideea este că în momentul în care nu-și acordă timp să poată să se aplece asupra acestor aspecte, nu are suport, nu are cumva conexiune cu ceilalți, astfel încât să poată să găsească o formă de a aduce pe masă și a împărtăși cu alții ceea ce îi se întâmplă. Adesea, soluția dependențelor este cea mai la îndemână. Da? Și atunci, aici vorbim nu doar de dependențele care, mă rog, reprezintă cumva, sau sunt problematic, dar sunt și dependențe acceptate social, cum este dependența de muncă. Pentru că e tot o formă de dependență. Este o manieră prin care îmi duc energia într-o anumită zonă și, propriu zis, în zona asta profesională și nu mai rămâne nici timp, nici spațiu să pot să mai simt ceva. Pentru că e tot un fel de anestezie emoțională. Da? Doar nu mai simt ceva. Mă confund în muncă, doar nu mai simt ceva. Exact. Până la următorul context de pierdere, în care iarăși toate lucrurile care au fost băgate sub preș ies la suprafață și de fapt bulgărele și mai mare și cumva efortul pe care trebuie să-l depună este și mai mare. Da. Deci cam așa se leagă într-o manieră foarte simplă un context de pierdere din prezent cu contexte de pierdere din trecut care vin cumva din experiențele noastre de relație cu cei care ne-au crescut și cu soluțiile pe care noi le găsim pentru a face față suferinței. Da? Dependența nu e o problemă, ci e răspunsul la o problemă. Pentru că Gabor Mate punea întrebarea asta. Problema nu este de ce bei. Problema este de ce ai avut nevoie să bei, ce ți aduce băutura, la ce răspunde băutura, ce ți oferă, ce primești, ce aduce în viața ta băutura. Da? Și pentru foarte mulți oameni, de exemplu, băutura poate fi o manieră în care stresul, anxietatea scade. Pentru unii poate fi o manieră în care ies din amorțeală și încep să mai simtă ceva. Da? Funcția poate fi foarte diferită, pentru că atunci când vorbim de răspunsul la traumă, de exemplu, există așa numita fereastră de toleranță în care ceea ce simțim, emoțiile pe care le trăim, sunt înăuntrul acestei ferestre în momentul în care noi reușim să trăim cu ele, reușim să le facem față. Nu avem sentimentul ăsta că lucrurile sunt scăpate de sub control. Da? Dar când contextul ăsta de pierderi multiple, de exemplu, poate, mă rog, cumva care este se asociază și cu îngrijorări legate de alte posibile pierdere, că sunt pierderi în cascadă, de fapt. Asta poate cumva să ridice nivelul de stres, nivelul de anxietate poate să crească, că nu este doar ce am pierdut, este și anxietate legată de ceea ce aș putea să pierd. Da? Și atunci, propriu zis, ce se întâmplă este că nivelul de stres crește și aici avem cumva persoane care au diferite tulburări de anxietate în perioada asta, în care au o simptomatologie cu senzații fizice foarte puternice. Pentru că în corp simțim asta. Da? Emoțiile întotdeauna le simțim în corp. Bătăile inimii, da? Care se intensifică, crește presiunea sângelui, pot apărea modificări la nivelul sistemului digestiv, pentru că nervul vag este legat cumva cu din cap până în stomac. Da? Pot apărea tot felul de reacții cumva pe, nu știu, colon iritabil, care primesc diagnosticul de colon iritabil. Stări de greață, dureri de cap, deci foarte multe simptome fizice
care arată cumva că inclusiv starea corpului este modificată. Da? Foarte mulți oameni ajung la medicul de familie în condițiile în care în spate sunt niște probleme emoționale. E foarte bine că mergi și la medicul de familie, pentru că întotdeauna trebuie să excludă cumva ipoteza medicală, cumva ipoteza asta fizică, că e o problemă fizică. Dar foarte mulți, nu știu, fac atacuri de panică sau au anxietate generalizată și atunci cu îngrijorare cronică, nu mai reușesc să doarmă, nu mai reușesc să mănânce, li se modifică rutinele astea de zi cu zi. Asta este un spectru și aici avem partea de hiperactivare, deci când ieși din fereastra de toleranță și cumva e o activare puternică a sistemului simpatic, a sistemului de răspuns la stres, iar după o perioadă mare de activare de genul ăsta, sistemul colapsează și atunci se intră în hipoactivare, adică persoana cade în partea de jos a ferestrei, care înseamnă de fapt starea asta de amorțeală, în care nu mai simt nimic, în care nimic nu mai are sens. Și aici avem depresia. Exact la asta mă gândeam și eu, depresia. Da? Da. Ok. Deci, propriu zis, să rămâi în acea fereastră, că cu cât de fapt ai fugi mai mult de suferință, cu atât fereastra e mai îngustă. Da? Adică foarte ușor ieși fie în sus, fie în jos. Da? Oamenii care folosesc alcoolul, care folosesc munca ca și adicție, au sau strategia acestui coping, acestui mod de a face față, sau funcția acestui mod de a face față, este fie de a reduce hiperactivarea, adică activarea asta a sistemului nervos simpatic, astfel încât să se ajungă în fereastră, da? Adică ceea ce simt să fie tolerabil, da? Să-și simt că pot trăi cu ceea ce simt, fie din partea de jos, din hipoactivare, deci ca aici e ca și cum nu mai simt nimic, dintr-o dată încep să simt că am adrenalină, am dopamină când muncesc, când fac lucruri și pur și simplu ies din starea asta de amorțeală și încep în sfârșit să simt ceva. Da? Și atunci din hipoactivare intru iarăși în fereastră. De aia se spune că adicția este o soluție emoțională la niște probleme care există deja, dar nu e problema. Da? Și atunci e important cumva să învățăm cum putem să ne apropiem de ceea ce simțim, astfel încât să nu mai fie nevoie de toată anestezia asta. Da? Cum putem să ne apropiem de emoțiile noastre? Cum putem să ne apropiem de durere? Cum putem să-i facem, să-i facem loc în viața noastră, să o conținem și să o folosim astfel încât să ne trăim viața cu sens? Pentru că opusul depresiei, de exemplu, nu este fericirea, ci opusul depresiei este vitalitatea. Iar să fii viu înseamnă, de fapt, să fii gazdă bună și să deschizi ușa tuturor emoțiilor care vin în viața ta. Viața e mișcare, viața e curgere. O emoție vine și pleacă, vine și pleacă. Iar rămâne cu noi în momentul în care ori nu acceptăm, ori ni-e frică de ea și pur și simplu rămânem prinși în ea. Da? Doliu se blochează, de exemplu. Sunt două emoții importante în care doliu se blochează. Una este furia și una este vinovăția. E normal să fii anxios, e normal să fii trist, e normal să îți fie dor, e normal să cumva să simți că lucrurile nu mai au sens, da, la un moment dat. Doar că furia și vinovăția nu au ce căuta ca emoții, nu sunt emoții sănătoase cumva, da? Deși fac parte și ele din procesul ăsta de elaborare, de prelucrare a durerii din pierdere, dar în momentul în care cineva rămâne prins
fie în furie, fie în vinovăție, el nu poate să mai treacă la ultimul stadiu, care înseamnă de fapt acceptarea și înseamnă de fapt o transformare a noastră ca persoană. Pentru că, vedeți, până la urmă, dorința asta de a trăi sau plăcerea vieții niciodată nu este mai mare ca atunci când pur și simplu ai dat nas în nas cu pierderea, ai fost foarte aproape de moarte și abia atunci, de fapt, ajungi să apreciezi ceea ce ai. Da? E ca un fel de renaștere din propria cenușă, că de fapt asta este și, chiar și ăsta este doliu. Te scufunzi în toată cenușa aia, trebuie să-ți dai timp să stai acolo și propriu zis să permiți emoțiilor cumva să lucreze, astfel încât la un moment dat să poți să ieși și să trăiești viața cu un sens și cumva să iei tot ce ți se oferă, pentru că știi că lucrul ăla care, sau ceea ce ți se oferă are o anumită valoare. Da? Noi deseori când nu avem perspectiva asta a morții, ne trăim viața ca și cum vom trăi veșnic pe pământ. Exact. Da? Când în realitate fiecare zi contează. Contează ce fac astăzi, pentru că astăzi ce fac astăzi este cel mai important lucru. Mâine nu știu dacă o să mai existe. Da? Și atunci nu trăiesc viața ca și cum lasă că când o să am nu știu ce lucru sau când o să mi se întâmple nu știu ce proiect, atunci o să intru și eu în viață și o să mă bucur de... Pentru că în realitate nu știm dacă acel lucru se va întâmpla sau dacă ziua de mâine va veni. Da? Singura noastră certitudine este momentul de astăzi. Da, mă chiar gândeam la un exemplu citit cu foarte mulți ani în urmă. În câteva reviste glossy pentru doamne, cu niște exemple foarte interesante de persoane care erau în, să spunem, în cazul unor boli incurabile sau boli degenerative. Și care au trecut, să spunem, cu bine, dar cu eforturi de voință peste acele episoade și aveau exact acel sentiment pe care tu l-ai descris puțin mai devreme. Sentimentul că am murit și că am renăscut. Și trecând printr-o experiență atât de traumatizantă ca unei boli, abia atunci ajungi cumva să prețuiești viața și să încerci să dai sens aproape fiecarei zi pe care o trăiești din momentul acela încolo. Până atunci ai senzația că ești așa pe un fel de pilot automat. Bun, trăim sau mai degrabă, depinde de accepțiunea cuvântului a trăi, mai degrabă vegetăm, poate chiar supraviețuim, dar niciun caz nu vorbim despre plenitudine și despre a trăi viața plenar. Da, e foarte adevărat. Boala aproape că e ca un fel de ritual de inițiere în care ne aduce la o formă brută în care ce am făcut până atunci nu mai putem face și propriu zis suntem așa cum suntem, cum o sămânță iarna germinează și cumva e o stare latentă, dar e o stare de întunecime. Niciodată sămânța nu poate germina la lumină. De aia, apropo de doliu, e nevoie de întuneric. Pentru că, într-un fel, asta permite să semințe să crească. Da? Asta îi permite să încolțească. Boala este, așa cum este iarna, da? Propriu zis, frunzele au căzut, toamna, a existat momentul de pierdere, a existat momentul de îmbolnăvire, pentru că boala în sine are o pierdere, pierzi multe lucruri. Nimic nu mai poate fi ca așa cum a fost la început. Dar încă, propriu zis, nu ai trecut către altceva. Da? Adică ai nevoie să lași ce-a fost în spate, toate lucrurile familiare și să pășești într-o zonă de incertitudine foarte mare, da? În care ai nevoie să-ți găsești drumul. Da? Cumva,
îmi vine în minte un citat pe care l-am citit într-o carte, cred că e cea mai frumoasă carte pe doliu pe care o am citit-o anul trecut. Se numește The Wild Age of Sorrow. Este scrisă de Francis Weller și spune așa că ești cel mai viu atunci la granița între pierdere și revelație. Atunci când cumva ai perspectiva a ceea ce ai pierdut, dar dintr-o dată se deschide și perspectiva a ceea ce poți obține. Da? Pentru că orice lucru vechi care se duce, orice forma noastră pe care o părăsim, face loc unei noului. Da? Adică ca nou să apară, vechiul trebuie să ducă. Oamenii nu dau drumul la vechi pentru că vechiul înseamnă familiar, înseamnă ceva ceea ce știu. Înseamnă da. Zona aia de confort. Da, da. Și e o perioadă, cumva, perioada asta de transformare, dacă vrei, e o perioadă între de stat între cele două etape. Între am renunțat la asta și e vorba aia românească, ce faci, dai vrabia din mână pe cioara de pe gard, da? Și am nevoie să fiu curioasă și să aștept să văd ce vine. Doar că e atât de înfricoșător să dăm drumul la vechi, chiar dacă acel vechi ne-a produs o suferință, chiar dacă nu ne-a fost bine, că pur și simplu mi-e greu să stăm în situația asta de incertitudine și cu curiozitate să vedem care este calea, ce opțiune avem, ce putem face. Da? De fapt, pe noi nesiguranța și incertitudinea ne omoară. Da. Aici e munca noastră cu noi să pot să, ok, ce a fost, nu mai poate fi. Da? Știi, întotdeauna în procesul de doliu, un moment important este momentul în care ne luăm rămas bun de la ce a fost, de la ce am pierdut. Să ți-ai rămas bun înseamnă întotdeauna să faci o delimitare între ce iei, ce-ți trebuie, ce duci cu tine de acolo și la ce dai drum. Da? Deci, fără delimitarea asta foarte clară și fără momentul de luat rămas bun, propriu zis nu poți păși într-o etapă nouă. Da? Și asta se întâmplă, nu știu, și când ne luăm rămas bun de la copilărie și de la adolescență și de la statutul de, nu știu, tânăr necăsătorit. Și... Pentru că toate sunt, de fapt, momente în care lăsăm în spate o variantă a noastră și luăm cu noi anumite resurse și le ducem în viața de adult. Și la, uite, mă gândeam la un alt exemplu și se întâmplă frecvent la părinți care au senzația și sentimentul că copiii vor sta cu ei până la bătrânețe sau până când vor dispărea de pe acest pământ. Și în momentul în care un copil își ia zborul din cuib, da, din casă, să zicem în jurul vârstei de 20-20 ceva de ani, părintele trăiește o traumă. Da? Tot ca pe o pierdere. Da? Am stat atâta timp, nu acceptă faptul că acel copil, devenit adult, trebuie să aibă și el viața lui. Și atunci e nevoit să meargă, nu știu, la casa lui sau să-și urmeze o carieră și să plece din căminul, din casa părintească, să-i spunem. Și părinții trăiesc acest lucru tot ca pe o pierdere. Este o pierdere și un moment, ăsta este un moment foarte sensibil în viața, noastră a oamenilor. Știi ce? Cumva e o pierdere și pentru părinte și pentru copil, iar modul în care părintele gestionează lucrurile și inclusiv cum gestionează copilul, da, e foarte important. Ce se întâmplă în adolescență este, și Siegel a spus asta apropo de o altă carte interesantă despre dezvoltarea noastră, Învâltoarea minții. Siegel povestește, de exemplu, cum nivelul de dopamină în adolescență scade foarte tare. Și asta ce înseamnă? Copiii se plictisesc mult mai mult decât adolescenții, mult mai mult decât se plictiseau copiii când erau mici sau ne plictisim noi adulții. Deci cumva este o particularitate a creierului adolescentin. E ca un fel de soluție naturală pe care o avem și pe care creierul ne-o dă, ca
ca să ne scoată din cuib. Preocupările la adolescență sunt cumva să stabilim relații cu copiii, cu adolescenți din afara familiei, să exersăm atașamentul în relație cu egalii, astfel încât să putem să avem acces la o relație romantică din viață, ca un fel de antrenament pentru viața romantică de mai târziu. Deci sunt niște sarcini specifice, cumva vârstei adolescentine, care dacă nu, un adolescent nu trece prin ele, el nu va putea să se adapteze cu bine la viața de adult. Plecarea de acasă este un astfel de moment. Și, de exemplu, în atacurile de panică, dacă vrei, în tulburarea asta de anxietate în care apare sentimentul că mori, că nu mai... O rădăcină a atacului de panică sau un mecanism a atacului de panică are legătură cu toate experiențele astea de separare. Da? Pentru că dacă separarea asta se produce într-un mod forțat sau dacă e o rupere, pentru că ce înseamnă o rupere? Sunt adolescenți care nu au alte soluții pentru că părintele cumva sau părinții nu acceptă separarea pentru că e prea greu pentru ei să gestioneze momentul ăsta. Impulsul din adolescent spune pleacă, ai nevoie să explorezi, ai nevoie să te cunoști, ai nevoie să știi cine ești. Nu poți afla cine ești dacă stai lipit de piciorul mămicăi, adică ai nevoie cumva de propriile tale experiențe, ai nevoie să testezi limitele. Pentru asta ai nevoie să cucerești lumea, da? Apropo de călătoria eroului, da? Deci avem nevoie să plecăm de acasă ca să ne cunoaștem, ca să ne uităm în alte oglinzi decât oglinzile familiei noastre și să descoperim cine suntem noi. Când părinții se opun din diferite motive și o să revin un pic aici, copilul nu are altă șansă decât să rezolve asta într-o manieră foarte abruptă. Și pentru că apare un conflict în interiorul tânărului. Dacă plec, te pierd pe tine, dacă rămân, mă pierd pe mine. Da? Deci, orice alegere ar face într-o astfel de context, ceva va pierde. Dureros, da. Da, și sunt tineri care nu mai pleacă și inhibă impulsul natural și atunci rămân cumva să rămân lângă părinții lor, ceea ce are, fapt care are niște consecințe asupra vieții lor, și sunt tineri care se rup, dar în ruperea asta și asta are niște consecințe asupra lor. Acum, de ce au părinții dificultatea asta? Pentru că și aici sunt, deci partea asta de când pleacă copilul de acasă, se termină o etapă în viața lor. Etapa de părinți e ca și cum fiecare moment în care copilul crește este un moment în care le aduce aminte că va veni ziua aia în care copilul nu va mai fi copil. El va avea nevoie să intre într-un alt sistem familial, își va face propriului sistem familial și cumva părinții au nevoie să rămână undeva în urmă. Nu e ca și cum relațiile se rup, dar relațiile se schimbă. Pentru că sistemul familiei pe care ne-l construim mai târziu devine mult mai important decât sistemul familiei din care am provenit. De proveniență, da. Da. Pentru părinți, momentul ăsta de recunoaștere că nu mai, deci ca și cum ar trebui să renunțe sau pierd rolul. Da? Și aici depinde cumva cum și-au trăit viața, că sunt oameni care se definesc exclusiv prin rolul de părinte și în momentul în care ți s-o luat asta, nu mai e nimic. Că e ca și cum identitatea ta s-o sprijinit pe un singur ax. Chiar există un fenomen care se numește fenomenul cuibului gol, în care partenerii, mamă și tată, după ce pleacă copilul de acasă, se uită unul la altul și spun, ok, dar cine ce facem tu? Noi? Ce facem noi cine acum? Cine ești tu? Da. Exact, exact. Deci, pur și simplu, e o înstrăinare care are legătură cu faptul că foarte mulți ani acești oameni s-au focusat exclusiv pe experiența de a fi părinte. Exact. Da? Și au neglijat alte aspecte ale vieții lor, cum ar fi, nu știu, relația de cuplu, viața de cuplu cum ar fi viața lor personală, pentru că dincolo de mamă și de tată sunt
nu știu, persoană care am nevoie, da? Pasiunile, hobby-urile, ce mă definește pe mine. Exact. Înțeleg că e experiența asta de a fi părinte nu este o experiență simplă și consumă foarte multe resurse și doar că în momentul în care ducem totul într-o parte, momentul ăsta când mi se ia obiectul muncii, când copilul pleacă de acasă, ne lasă extrem de goi pentru că alte aspecte ale vieții noastre n-au mai fost hrănite. Și de aia e lupta atât de mare și prăbușirea părinților atât de mare, pentru că acești părinți chiar se prăbușesc, mulți dintre ei dezvoltă. Dar iarăși e foarte interesant, pentru că reacția de doliu, care e o reacție normală și la părinte, da? Și la copil, dar la copil poate că e un pic diferit pentru că el pleacă, e entuziasmat, are el la vârsta la care vrea să cucerească lumea, să cunoască, să... Părintele este cel care rămâne, pentru el, mă rog, îmbătrânește, că sunt și alte aspecte cumva care se adaugă se cumulează, la momentul exact. Ăsta. Dar chiar și aici sunt oameni care, în momentul în care au terminat cu creșterea copiilor și au intrat în procesul de doliu și au înțeles ce li se întâmplă, pot la un moment dat, după momentul de suferință și de... pot la un moment dat să găsească în ei resurse pentru a-și canaliza viața într-o direcție nouă. Deci există un fel de renaștere, dacă dorești, după plecarea copiilor de acasă, da? În care încep să facă lucruri, dintr-o dată își dau seama că dar sunt și eu o persoană, dar pot să fac și eu lucruri pentru mine, dar am pasiuni, da? Și cumva reușesc să facă niște lucruri pe care nu au avut timpul necesar să le facă nici în tinerețe și nici în perioada în care mare parte din energie s-a dus pe creșterea copiilor. E cumva trecerea, aș spune eu, de la sinele relațional la identificarea și asumarea sinelui individual. Mm. Adică eu nu sunt doar părintele în relație cu copilul, ci sunt mai mult de atât. Ce eram eu de fapt înainte de a avea familie și de a avea copii? Ce îmi plăcea mie în acea perioadă? Ia să fac așa un feedback și să mă gândesc, să-mi aduc o aducere aminte ce eram eu de fapt înainte de toată această poveste. O discuție extrem de interesantă, dragii noștri, a fost alături de noi Sorina Petrică, psiholog clinician, psihoterapeut. Am vorbit despre pierdere sub toate formele și sub toate aspectele ei, aș putea spune, pornind de la recomandarea de carte Prizonieri pe tărâmul dependenței, pe tărâmul fantomelor înfometate, o carte superbă a lui Gabor Mate, pe care o puteți găsi în cadrul acestei campanii pe site-ul editurii Herald. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!